În urma cutremurelor din ultimele zile, unitățile de învățământ din județul Hunedoara sunt verificate pentru a nu pune în pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Până la această oră, o singură școală din Vulcan a transmis către Inspectoratul Școlar Județean o adresă prin care precizează că au fost semnalate unele nereguli. De asemenea, de luni, când școlarii revin pe băncile școlilor, vor fi demarate exerciții de simulare a cutremurelor, pentru ca toți cei care se află în școli să știe cum trebuie să reacționeze în astfel de situații. Am transmis deja în toate unitățile de învățământ mai multe adrese în acest context. Prima se referă la partea materială, să spun așa. I-am rugat pe colegii noștri directori împreună cu personalul din toate unitățile de învățământ să verifice toate clădirile care aparțin unităților de învățământ și să vedem dacă există eventuale, dacă aceste clădiri au fost afectate, pentru a remedia și pentru a căuta soluții. De luni se reiau cursurile și în perioada următoare avem această datorie să informăm pe elevii noștri și pe toți colegii cum trebuie să se comporte și cum trebuie să procedeze în cazul unor dezastre, cum ar fi cutremure, incendii. Oricum, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în fiecare an, periodic, desfășurăm aceste exerciții, cu atât mai mult în această perioadă când chiar se impune.